Salut, Lucian, bine ai venit în familia Stelei. Cu respect, bine v-am găsit. Prima întrebare, după 16 sezoane în fotbalul profesionist, 277 de meciuri ca profesionist, 25 de goluri, în sfârșit la Steaua. Ce înseamnă pentru tine transferul la cea mai titrată echipă din fotbalul românesc? Sigur, este o provocare, cum am și spus-o. Este o provocare, mi-am demonstrat calitățile într-un grup cu jucători foarte buni. Se întâmplă exact, poate când trebuia să se întâmple, fiindcă am ajuns la final de carieră, să zicem. Dar acum cred că sunt și destul de matur și înțelept încât să pot să gestionez foarte bine și momentul și pot să mă exprim mult mai bine pe teren. Ioan Ovidiu Savu spunea că de la Hagi, pentru el, ești cel mai talentat fotbalist român. Ai dat o declarație zile trecute cum că ai vrea să-ți pui amprenta asupra jocului Stelei. Ce înseamnă pentru tine în momentul în care Steaua se află acum și după eventul pe care l-ai făcut în 2003-2004 în Grecia, ce înseamnă pentru tine oportunitatea de a face un event în România? Sigur, am declarat să-mi pun amprenta fiindcă cunosc calitățile. Sper și cred că pot să ajut prin calitățile mele să ajut Steaua să aibă continuitate și să aibă continuitate în rezultate. Se vorbește extrem de mult și e destul de delicat și o presiune foarte mare, fiindcă neașteptând pe nimeni să faci meciuri memorabile, va fi destul de delicat de gestionat o situație de genul ăsta. N-a venit nici Messi, nici Ronaldo, nici... A venit un jucător care speră să ajute echipa să aibă rezultate. Atât, fiindcă se va aștepta foarte mult și lumea aici nici nu are răbdare și odată ce nu faci ceea ce trebuie sau nu te ridici la nivelul așteptărilor lor, va fi destul de delicată situația pentru mine. Că despre cuvintele domnului Sabău, nu pot decât să-i mulțumesc pentru cuvintele extrem de elogioase și destul de mari, fiindcă a fost un jucător emblematic și un jucător mare pentru România. Tot ce trebuie să fac e să redau, eu știu, celor care m-au susținut de când s-a vorbit despre acest transfer. Nu aș vrea să dezamăgesc niciun om de fotbal care a avut cuvinte frumoase la adresa mea. Despre relația cu Gigi Becali ne poți spune două secunde cum ai comunicat cu dânsul? Am comunicat prin intermediar, prin domnul Mihai Costoica și domnul Regenkamp. Țin să-i mulțumesc extrem de mult pentru atitudinea dânsului, pentru dorința dânsului de a mă duce într-un grup foarte bun. Ținând cont că am o vârstă, faptul că a insistat așa de mult nu face decât să mă bucure și să-i răsplătesc prin modul meu de a juca. Relația cu Mister? Relația cu Mister este una normală, între un jucător. Dânsul comandă, eu execut, e limpede. Pentru un jucător care a evoluat destul de mult în ultimul timp în campionatul nostru, cum ți se par suporterii Stelei? Ai jucat de multe ori contra Stelei. Ce impresie ți-au făcut? Sigur, sunt niște fani extraordinari, mi-aș fi văzut la meciurile de Champions League și în campionat. Mi se par niște fani entuziasmați și extrem de aproape de echipă și pretențioși, totodată, fiindcă odată ce ai ajuns să joci pentru echipa campioană, trebuie să te ridici mereu la înălțimea așteptărilor. Un mesaj pentru ei? Să vină la teren un număr cât mai mare și să fie alături de echipă, fiindcă vor exista și momente mai grele. Dar să vină la fotbal, să se bucure de fotbal, de echipă, de grup, fiindcă această echipă joacă în primul rând pentru ei și apoi pentru rezultate. Ai spus tot într-o declarație că la tine în familie este sărbătoare. Există vreun membru al familiei tale sau dintre prietenii tăi care în tot acest timp în care se încerca aducerea ta la Steaua au insistat pentru acest lucru? În primul rând, familia mea a insistat foarte mult să ajung la Steaua. Prietenii, apropiații, nu pot să-ți impună niciun fel de decizie care fiecare își dă cu părerea despre ce e mai bine pentru cariera ta. Dar familia a avut un cuvânt important pentru această decizie,
plus interesul celor de la Steaua, fiindcă dacă nu era interesul celor de la Steaua, nu cred că discutam astăzi despre... Te simți în formă ca dorință de joc pentru următorul meci? Ești în vederile primei echipe sau nu o cunoști data de moment? Nu cunosc niciun fel de dată despre joc, despre cum se va juca, cine va juca și ce va juca. Eu sunt pregătit, de asta am venit, pregătit să fac performanță cu Steaua. Și... Un mesaj pentru fan Steaua TV, te rog. Să veniți să mă vedeți jucând, să vă bucurați de jocul meu. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor voastre, care nu sunt mici, nu sunt mărunte. Atât îmi doresc să fiu sănătos și să pot să fac treaba la Steaua, la lumea să fie mulțumită și se bucure că m-au adus și nu au făcut o greșeală cumpărându-mă.